Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noua săptămână a lunii noiembrie va începe cu luna nouă în zodia Scorpionului. Nu degeaba noiembrie este considerată o lună dificilă, Scorpionul este asociat cu transformări, creșteri puternice de energie, schimbări interne, moarte și renaștere într-o formă nouă. Prin urmare, Luna 9 din 13 noiembrie este o șansă de a începe totul de la capăt, reporniți relațiile, schimbați locul de muncă, începeți o nouă afacere, refuzați să comunicați cu oamenii toxici, începeți un nou proiect sau afacere. Luna 9 va afecta cel mai puțin racii, balanța, leul și fecioara, care este puțin probabil să simtă creșteri puternice ale energiei lunii poate că numai mai era ce îndrăznesc să introducă unele noi tendințe în prieteniile și relațiile romantice existente. Gemenii, săgetătorii și vărsătorul pot avea probleme în a-și controla emoțiile, ceea ce poate duce la decizii pripite și conflicte cu ceilalți. Reprezentanților altor semne li se recomandă să se angajeze în reflexie și să reconsidere starea de fapt existentă, atât în relații, cât și în chestiuni de autorealizare. Totuși, nu are rost să facem mișcări broște după tragerea concluziilor, cel puțin până la sfârșitul lunii noiembrie. Opoziția soarelui cu Uranus la începutul săptămânii va zgudu emoțiile, care vor afecta, în primul rând, sfera afacerilor. Cei care sunt capabili să-și controleze schimbările de dispoziție pot evita greșelile și pierderile. Orice speculație financiară sau investiții în proiecte terțe nu sunt recomandate. Conflictele cu partenerii de afaceri sunt posibile, mai ales în chestiuni de profit și participare în afaceri. Sextilul lui Venus cu Mercur pe 15 noiembrie va îmbunătăți ușor energia în sfera afacerilor și va avea, de asemenea, un efect pozitiv asupra bunăstării fizice a taurului, peștilor, gemenilor și fecioarei. O zi bună pentru întâlniri, comunicare, discuții despre probleme și interese comune. Inteligența și bunul gust vă vor ajuta să stabiliți contacte cu oamenii noi, cunoștințe plăcute, cadouri și complimente așteaptă balanța și fecioara. Trigonul Soarelui cu Neptun, precum și Marte cu Neptun pe 17 noiembrie vor ascuți percepția frumuseții, dând o stare de spirit armonioasă lăului și berbecului. Bolile de rinic care deranjează peștii sau săgetătorii se vor retrage. În această perioadă, anestezia este bine tolerată, astfel încât operațiile planificate pot fi realizate cu succes. Peștii care plănuiesc o sarcină vor avea oportunități bune de concepție. Alcoolul este contraindicat în acest moment, deoarece majorității oamenilor le va lipsi simțul proporției. În sfera afacerilor, Scorpionii și berbecii vor avea ocazia să-și demonstreze clar talentele și aptitudinile, care vor fi remarcate și foarte apreciate, inclusiv din punct de vedere material. Intuiția sporită vă va ajuta să înțelegeți relațiile complexe sau confuze cu partenerii, prieteni, rude și cei dragi. Oportunitatea de a-și îmbunătăți viața personală va apărea pentru capricorni care și vor face în mod activ planuri pentru viitor. Conjuncția Soarelui cu Marte pe 18 noiembrie va da impuls unei activități și asertivități neobișnuite în sfera afacerilor pentru scorpioni, berbec și lei. În același timp, ambiția crescută și dorința de superioritate pot strică oarecum imaginea pentru lei, cărora li se recomandă să dea dovadă de reținere și tactă deosebită în comunicare. Creșterea rănilor zilnice poate fi atenuată prin reducerea activității fizice și evitarea aglomerărilor mari de oameni. Energia lui Marte va provoca eliberarea agresiunii prin conflicte și lupte. Cei care au boli cardiovasculare cronice ar trebui să aibă grijă mai ales de ei înșiși. Nevoia de relații intime în această perioadă va crește brusc, ceea ce poate determina conexiuni ușoare fără obligații. Scorpionii, berbecul, Capricornul, gemenii și balanța vor fi deosebite de sensibili la acest comportament. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!